Dis de dimineață am făcut o vizită la Sera de Flori din Curteni, nu oricare, ci una unde standardele sunt cele mai înalte, iar clienții se întorc oricând cu încredere. Păi pas cu pas, foarte mici, de mici am început, acum 15 ani, 20, cu pași mici și cu flori la fir. Și ați ajuns să aveți o serată de mare, câte flori sunt aici? Păi avem foarte multe, ajunge până la București, Piatra Neamț, Sibiu, Alba Iulia, dar deci avem mai multe județe unde aprovizionăm. Nu este o muncă ușoară. Doamna Erzsébet a pierdut numărul orelor petrecute în seră, dar ne asigură că este o mare plăcere să fii toată ziua printre zeci de specii de flori. O credem pe cuvânt și noi am început ziua cu zâmbetul pe buze. Duminică am avut o expoziție mare și flori de balcon, în special de parc, de grădine, dar specialitatea noastră este de balcon. De la flori tradiționale până la mediterane, de balcon, de grădină și de cameră. Este foarte greu, dar frumusețea acoperă greutatea. De când s-a angajat la seră, Melinda spune că nu ar schimba acest loc de muncă. Reprezentantele sexului frumos o înțeleg. Nu există femeie care să nu îndrăgească florile. Din întâmplare au venit toate, că eu înainte nu aici am lucrat, dar când am ajuns aici, tot mai mult mi-au fost dragi florile și nu numai florile, dar și cu clienții foarte bine mă înțeleg și îmi place și când vin clienții și îmi spun că toate ce i-am recomandat, toate au fost așa cum am zis eu. Dacă aveți de gând să vă achiziționați diferite soiuri de flori, indiferent că le luați pentru casă, balcon sau grădină, nu ezitați să treceți pragul serelor din Curteni.